Se împlinesc în aceste zile 70 de ani de la capitularea Germaniei fasciste și sfârșitul celor de-al doilea război mondial. Cu acest prilej, Ambasada Federației Ruse în România, cu concursul primăriei și garnizoanei Turda, a organizat o ceremonie de depunere de coroane la memorialul ostașilor sovietici ruși din cimitirul central Turda. Ceremonialul va cuprinde intonarea imnelor de stat ale României și Federației Ruse, depunerea de coroane, un serviciu religios și alocuțiuni. Se intonează imnul de stat al Federației Ruse. Fără de voie, ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeului nostru se cerem. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care a călcat moartea și pe diavol a surpat și ai dăruit viață lumii tale, însoțit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, ci să nu păcătuiască, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, eroi, ostașilor acestora. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău fără de început. Și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, cine fă lor veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire.
Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să odihnească. Mulțumim reprezentantului bisericii pentru serviciul religios. Ale imnului eroilor, depun coroane de flori delegații reprezentând Ambasada Federației Ruse în România. Consiliul Județean Cluj. Consiliul local Turda. Primăria Municipiului Turda. Stimați șefii ai autorităților locale, stimați localnici, vă salut cordial pe toți lângă monumentul ostașilor sovietici, care și-au pierdut viața pentru eliberarea României. Săptămâna aceasta noi sărbătorim una dintre cele mai importante sărbători în istoria noastră. Ziua Marii Victorii. Această victorie a putut să se realizeze numai datorită faptelor eroice și a bărbăției soldaților, nu numai Uniunii Sovietice, și a României. Ne ducem aminte întotdeauna și contribuția acordată și francezilor, americanilor, englezilor, tuturor care făceau parte din coaliția antihitleristă. Apreciem foarte tare frații de luptă cu poporul român, cu armata română, la ultima etapă războiului. Suntem profund recunoscători autorităților locale pentru atenția acordată de eroilor căzuți în pământul românesc.
pentru atenția acordată de sprijinire acestui eveniment și menținerea în starea perfectă și bună acestui monument. Noi considerăm așa că istoria trebuie să fie trecută așa cum a fost. Faptele istorice nu trebuie să fie modificate. Nu permitem falsificarea adevărului. Folosind această ocazie, aș dori să-i urez pe veteranilor mulți ani înainte. Aș dori să spună cuvintele calde poporului român. Și noi avem încredere că relațiile între țările noastre vor fi mult mai calde și vor fi mult mai strânse. Vă urez sănătate, bunăstare, slava eroilor, gloria eternă celor căzuți. Vă mulțumesc din toată inima. Mați reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse, domnule comandant al garnizoanei Turda, domnilor ofițeri, distinși oaspeți, stimată audiență, ne-am reunit aici, la inițiativa Ambasadei Federației Ruse în România, pentru a comemora într-un ceremonial solemn și plin de semnificații un moment care face parte din istoria noastră comună. 70 de ani de la finalul celui de-al doilea război mondial. Ultimele bătălii de pe teatrul european de operațiuni, al celei de-a doua conflagrații mondiale, care au dus la capitularea necondiționată a Germaniei naziste, au avut loc în aprilie și începutul lunii mai 1945. La 8-9 mai 1945, prin actele de capitulare semnate de reprezentanții celui de-al treilea Reich, lua sfârșit ostilitățile militare pe continentul european, începute în dimineața zilei de 1 septembrie 1939. Războiul a mai continuat însă câteva luni, până la 2 septembrie 1945, când Japonia a fost nevoită să-și recunoască înfrângerea. Al doilea război, iar învățămintele să ne rămână profund întipărite în memoria colectivă. Să prețuim pacea și valorile umane, dreptul la viață, la libertate și la suveranitate. Recunoștința noastră se îndreaptă spre toți eroii, în cinstea cărora a fost ridicat acest monument comemorativ. Nu vom uita niciodată sacrificiul lor suprem. În numele Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Turda, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment.